Președintele Iohannis decretează starea de urgență de săptămâna viitoare și am intrat în scenariul 3 cu 109 persoane infectate cu coronavirus. Este stare de urgență și în Spania, unde sunt deja peste 150 de morți, iar Italia rămâne practic o țară închisă. S-a instituit starea de urgență și în Statele Unite. Iar guvernul Orban a fost votat și investit la Cotroceni, audierile s-au făcut în mare parte la telefon. Din cauza măsurii de izolare, testele miniștrilor au ieșit negative. Amalia Enache vă prezintă știrile Pro TV. Doamnelor, domnilor, bună seara și bun găsit la știri. România este de luni în stare de urgență decretată de șeful statului. Klaus Iohannis a făcut anunțul în urmă cu câteva minute și a precizat că guvernul trebuie să aibă astfel acces mai ușor la finanțe pentru a face achizițiile necesare combaterii coronavirusului. În România a mai fost decretată stare de urgență o singură dată după Revoluție, la Mineriada din ianuarie 1999. Iar pentru a face posibilă această luptă cu toate instrumentele prevăzute de lege, am decis să decretez stare de urgență la începutul săptămânii viitoare. Această stare de urgență va face posibilă alocarea de noi resurse importante pentru gestionarea crizei. În acest fel, guvernul va avea posibilitatea să aloce mai mulți bani domeniului sănătății, mai mulți bani pentru medicamente, mai mulți bani pentru aparatura medicală absolut necesară. În același fel, această situație va permite să se realizeze achiziții într-un timp foarte scurt, cu proceduri simplificate, punând astfel la dispoziția guvernului toate instrumentele necesare pentru a gestiona în modul cel mai eficient criza generată de coronavirus. 109 persoane sunt infectate cu virusul COVID-19 în România, iar bilanțul crește de la o oră la alta. Avem și primul deces al unui român în Italia. În țară am intrat în așa numitul scenariu 3, ceea ce înseamnă că avem între 101 și 2000 de persoane infectate cu coronavirus. Sunt în lucru peste 3500 de teste în spitalele din toată țara. Numărul celor infectați va crește, spun autoritățile, așa că măsurile sunt radicale în lupta cu COVID-19. Se poate instaura în orice clipă planul alb în spitale, ceea ce înseamnă că sunt chemați medici de acasă, iar în centrele de boli infecțioase vor fi internați doar pacienții infectați în stare gravă. Bucureștiul este acum focar de infecție, cu peste 30 de cazuri de pacienți diagnosticați cu coronavirus în ultimele 7 zile. Urmează Timiș și Hunedoara. Suntem în scenariul 3, adică avem peste 100 de cazuri confirmate de pacienți infectați cu COVID-19. Scenariul 3 implică o transmitere comunitară și o oarecare presiune pe sistemul sanitar. Autoritățile iau în calcul că de acum orice persoană care intră în România dintr-una dintre țările aflate în stare de alertă, Italia, Spania, Franța, Germania, Statele Unite ale Americii, China, Coreea de Sud și Iran, să intre automat în carantină timp de 2 săptămâni. Conform scenariului 3, se poate ajunge și la carantină la domiciliu, asta în condițiile în care capacitatea centrelor și spitalelor va fi depășită. O măsură drastică este aplicată și în rândul companiilor de stat sau private, inclusiv instituții publice. Doar 30-40% dintre angajații României vor mai merge la serviciu. Asta înseamnă că oamenii vor intra în clădiri la ore diferite și vor munci în ture. În unele companii, această măsură a fost deja aplicată. În marile magazine se va intra doar în grupuri de maximum 20 de persoane, iar procedurile de dezinfecție și curățare vor fi înăsprite. Este interzisă organizarea evenimentelor în spații închise cu mai mult de 50 de persoane, fie culturale, religioase, sportive, ori realizate în săli de tratament balnear, saloane cosmetice, spa-uri, ori săli de jocuri. Restricții sunt și pentru evenimente organizate în aer liber. Sunt interzise adunările mai mari de 500 de oameni. Școlile, grădinițele, creșele și universitățile rămân închise. În orice spital mare din țară se poate instaura în orice clipă planul alb, adică va fi suplimentat numărul cadrelor medicale și vor fi transferați în ajutor epidemiologi din alte unități sanitare. Aducerea de medici infecționiști din cabinetele de boli infecțioase, precum și din
rețeaua mea PN-ului sau Ministerului Transporturilor, suplimentarea cu medici rezidenți în boli infecțioase, suplimentarea cu medici pensionari în boli infecțioase. Toți cei din prima linie, medicii și asistentele, vor sta mai puțin în spitale și își vor schimba turele mai des. Ceea ce este obligatoriu când lucrezi direct cu pacienții, ca personal medical, este să ai un halat impermeabil, de tip halat chirurgical, mască, ochelari sau vizieră, două perechi de mânuși, pe care să le schimb la minim, la cel mult 4 ore. Când un coleg devine pozitiv, ce facem? Foarte multă lume credea că în momentul ăla toți trebuie să plece acasă, ceea ce ar crea marea dramă, nu lipsa de ventilatoare, ci faptul că tot personalul pleacă. Chiar dacă un coleg devine pozitiv, ceilalți nu trebuie să se izoleze la domiciliu. Pot să-și continue activitatea, automonitorizându-se și intervenind doar dacă apar simptome. Odată cu răspândirea virusului nou, cele 7 unități medicale de boli infecțioase, 2 din București, Institutul Matei Balș și Victor Babeș, spitalele de boli infecțioase din Constanța, Iași, Cluj, Craiova și Timișoara vor prelua doar pacienții infectați cu coronavirus și aflați în stare gravă. Ceilalți cu forme ușoare de coronavirus vor fi tratați în alte spitale, în secții de boli infecțioase. În toate spitalele trebuie să existe spații amenajate pentru triajul celor bolnavi, iar persoanele infectate vor avea flux separat. Este obligatoriu să respectăm distanța de siguranță față de persoanele din jurul nostru, de cel puțin un metru, să evităm aglomerațiile și să ne izolăm, dacă bănuim că una dintre persoanele cu care am intrat în contact ar fi bolnavă. Toate măsurile pe care le ia un sistem, toate aceste măsuri de pregătire medicală, de evitare a transmisiei prin aceste măsuri radicale, nu vor avea un impact important atâta timp cât cetățenii nu vor participa la acest efort. Despre toate aceste măsuri excepționale vine cu mai multe informații Roxana Hul. Pe bună seara, Roxana! Bună seara, Amalia! Bun găsit tuturor! 109 persoane confirmate până în acest moment la nivel național cu prezența virusului COVID-19. Printre ultimele victime anunțate în această seară de autorități sunt și 5 persoane din Hunedoara, contacti direcți ai tinerei de 26 de ani din același județ infectată, care nu a respectat izolarea la domiciliu. Asta înseamnă că până în acest moment tânăra de 26 de ani a răspândit virusul la alte 11 persoane. Tot astăzi a fost depistată cu pozitiv și o angajată a Ministerului Sănătății. Femeia a călătorit și s-a întors din Dubai. Acum este internată la Spitalul de Boli Infecțioase din Iași. Ancheta epidemiologică a început. Trebuie stabilit tot contactii direcție pe care i-a avut femeia. Bineînțeles, toate aceste persoane vor fi ulterior testate, însă până la aflarea rezultatelor, toate persoanele vor rămâne în izolare la domiciliu. Imediat după diagnosticare, clădirea Ministerului Sănătății a fost dezinfectată, iar autoritățile au sigilat clădirea. Ministrul Sănătății, Victor Costache, a dispus suspendarea activității până miercuri. Până atunci, toți angajații vor lucra de acasă. O veste tristă vine și din Italia. Așadar, avem acolo primul român care a decedat din cauza coronavirusului. Vorbim despre o persoană în vârstă de 80 de ani care avea și alte afecțiuni. Ne confruntăm cu primul deces al unei românce doborâte de coronavirus în Lombardia, Italia. Este vorba de o bătrână de 80 de ani, originară din Borșa, Maramureș, care suferea și de alte boli. Femeia a murit acum 3 zile într-un spital, iar astăzi anunțul a fost făcut oficial de Ministerul nostru de Externe. Ea se afla în Italia pentru un tratament și era plecată din luna ianuarie, împreună cu sora ei mai mică, de 75 de ani, care o îngrija. Amândouă stăteau la copiii lor rezidenți în Italia. Azi a fi împlinit 80 de ani, este diagnosticată că a fi murit din cauza acestui virus COVID-19 la spital din zona Lombardia. S-a dus în Italia pentru analize medicale. Și sora mai mică a femeii a murit a doua zi, dar în cazul ei, autoritățile italiene nu au confirmat infecția cu coronavirus. Se știe că suferea de o boală incurabilă. Ministerul nostru de Externe a precizat că decesul a survenit pe fondul unor afecțiuni medicale preexistente. Autoritățile din Maramureș spun că sunt alături de familie și vor încerca să ajute la repatriere.
Un băiețel de un an și 5 luni din Moinești, Bacău, confirmat cu coronavirus, a fost transferat astăzi în jurul prânzului la Spitalul de Boli Infecțioase Sfânta Parascheva din Iași. A călătorit cu izoleta împreună cu mama lui. În imagini se vede cum femeia își ține băiețelul protectoare strâns la piept și amândoi sunt transportați cu targa acoperită special în cazul maladiilor contagioase. La testarea în contextul suspiciunii COVID conform metodologiei, rezultatul a fost pozitiv. În acest moment, colegii noștri desfășoară anchetă epidemiologică și recoltează probe de la ceilalți 3 contacți, ce erau izolați la domiciliu și monitorizați de către reprezentanții DSP Bacău. Ancheta epidemiologică a arătat că băiețelul a fost infectat cu coronavirus de o mătușă venită din Italia și pe care familia celui mic o vizitase. Rudele acelei femei au intrat automat în autoizolare în urmă cu 12 zile, iar inspectorii de la Direcția Sanitar-Veterinară monitorizează situația. Primul test al copilului a ieșit negativ, dar la al doilea prezența virusului a fost confirmată, iar băiețelul a fost dus la spital cu febră și tuse. La Iași, mama a fost internată împreună cu cel mic și urmează să fie și ea retestată, chiar dacă până acum, în cazul ei, prezența virusului nu a fost confirmată. Conform protocolului, în cazul în care copilul este mai mic de 3 ani, mama poate sta în același salon cu el. Peste această vârstă e nevoie de o solicitare în care să fie precizat clar motivul pentru care mama dorește să stea cu copilul. Nu putem să despărțim o mamă de copil. Și așa sunt lucrurile. Eu aș spune că omenește, da, trebuie să nu despărțim mama cu copilul, iar medical trebuie să asigurăm protecția mamei. Medicii spun că băiețelul are o stare generală bună, la fel și ceilalți pacienți internați cu coronavirus la Iași. De la Timișoara vin vești bune, 3 pacienți s-au vindecat și au fost astăzi externați. Printre ei și tânăra de 26 de ani din Petroșani, care a ascuns că venise din Italia și a infectat 3 medici și 3 pacienți cu care venise în contact. Sunt cel puțin 3 persoane confirmate pozitiv cu coronavirus după ce au luat contact cu senatorul de Constanța, Vergil Chițac, acum internat la boli infecțioase, în condiții stricte de izolare. Cei care au luat boala sunt primarul și administratorul public din Deva și deputatul PNL, Lucian Beiuș. Toți 3 au participat, alături de alți liberali, la începutul acestei săptămâni, la ședința biroului permanent al PNL, unde era și senatorul Chițac, iar cercul îmbolnăvirilor se poate mări odată cu testarea altor suspecți. Primarul din Deva, Florin Oancea, administratorul orașului Adrian David și deputatul PNL de Hunedoara, Lucian Heiuș, au diagnostic de coronavirus confirmat în această după-amiază. Toți 3 au participat la ședința biroului permanent național al PNL de luni, 9 martie, unde a fost prezent și Vergil Chițac, senatorul de Constanța. Nu am altă explicație decât că am fost în aceeași sală cu colegul nostru care a fost depistat pozitiv și nu am fost la o distanță apropiată. Eu nu îl cunosc pe domnul senator, că estimez că distanța a fost mai mare de 3-4 metri, dar e posibil, datorită de la intrare sau de la ieșire, să fi fost, nu știu, undeva în preajma domniei sale. Senatorul Vergil Chițac, soția și consilierul personal sunt în continuare internați la Spitalul de Boli Infecțioase din Constanța, unde au ajuns fără să poarte echipamente de protecție. Eu am mai avut întâlniri, că asta este la cabinet, la mine vin foarte mulți oameni. Mi s-a spus aici că am o formă nu ușoară, o formă moderată. Medicii nu știu încă momentul în care senatorul Vergil Chițac a fost infectat. Între 16 și 19 februarie, el a participat la o întâlnire la Bruxelles alături de Mircea Joană, secretarul general adjunct al NATO. Pe 8 martie, Chițac s-a întâlnit cu sute de femei la o petrecere organizată de comunitatea tătarilor. Au urmat alte întâlniri cu 10 de membri ai PNL Constanța, apoi ședințe cu reprezentanții altor partide politice. Cât timp s-a aflat la Constanța, senatorul a interacționat și cu angajații serviciilor publice. Să fie extrem de clar, eu nu m-am infectat de la Bruxelles. Eu m-am infectat de aici, din România. Nu știu care e momentul infectării, știu cu ce persoane am intrat în contact. Din păcate, luni nu puteam să nu mă duc, dar, repet, nu știam nimic. Nu puteam să nu mă duc la biroul permanent național pentru că am fost confirmat de candidat la primăria Constanța. Inițial, senatorul a anunțat pe pagina de Facebook că este doar răcit și că nu a putut participa la ședința Parlamentului. 20 de ore mai târziu, tot senatorul a revenit cu anunțul oficial prin care a confirmat că este infectat cu coronavirus. În acest moment, sute de persoane din Constanța au decis să se autoizoleze și așteaptă să fie testate după ce au intrat în contact cu senatorul Vergil Chițac.
După ce acum 3 luni l-au demis prin moțiune de cenzură, socialdemocrații s-au mobilizat și l-au votat din nou pe Ludovic Orban în fruntea guvernului. Într-o procedură extraordinară, încropită de pe o zi pe alta, parlamentarilor le-au fost trasate culoare, li s-au adus teste de depistare a coronavirusului și li s-au dezinfectat sălile ca să poată vota. Dintre cei 16 miniștri, doar 4 au fost prezenți la audierile ținute mai mult formal, iar ceilalți au discutat cu aleșii prin telefon. Atât Orban cât și miniștrii au primit rezultate negative la testele pentru COVID-19. Numărul total de voturi valabile exprimate, 309, din care voturi pentru acordarea încrederii guvernului, 286, voturi contra acordării încrederii guvernului, 23, nicio abținere. Ba împins în față de jocurile politice, ba retras, Ludovic Orban a primit acum mai multe voturi decât ar fi obținut vreodată din negocieri. Guvernul a strâns voturile necesare să fie instalat chiar înainte ca liberalii să fie ajuns la urne. De ce credeți că n-au fost liberalii în comisii? Lasă că le trecem noi guvernul. Mai au timp. Mai au timp? Le trece USR cu PSD guvernul. Cu forță. Criza coronavirusului a creat în politică apropieri până acum greu de conceput. Nu putem să ne dăm loviți, a scris liderul USR pe pagina de Facebook. În condiții normale, dacă nu ar fi existat această epidemie, cu toții am fi votat împotriva acestui guvern al PNL, a subliniat și liderul interimar al PSD, Marcel Ciolacu, precizând că partidul său revine în opoziție de mâine. Cred că dacă PNL și președintele Klaus Iohannis l-ar fi desemnat ca și premier pe calul lui Caligula, astăzi am fi fost nevoiți să votăm premier calul lui Caligula, practic rezultatul votului este unul anticipat, nu prea ai ce să faci în asemenea momente. Din totalul de 113 parlamentari ai PNL, doar 38 au venit astăzi să își voteze guvernul. Mulți sunt izolați la domiciliu după ce au intrat în contact cu senatorul de Constanța, Virgil Chițac. Acesta, diagnosticat cu coronavirus, este internat. De altfel, și premierul a trimis un mesaj scris. Responsabilitatea noastră politică, individuală și a fiecărui român în parte este cel mai important antidot împotriva răspândirii infecțiilor cu coronavirus. De aceea, în numele guvernului pe care l-am propus, vă cer responsabilitate și votul de investitură pentru a trece împreună țara prin această criză, a scris Orban. În ceea ce îi privește pe aleși, aceștia au urmat o procedură cu totul nouă. De la intrarea în Casa Poporului au primit mănuși și măști sanitare. Să vă arăt așa frumos, deci cum suntem live procedura. Pe Facebook. Suntem foarte live. Domnul Ciolacu, cum merge votul? Votare normal. Asta e normalitatea? S-au trasat culoare către cele 3 săli în care au fost lucrări și într-un spațiu au fost reprezentanții DSP care le-au făcut teste atât aleșilor cât și funcționarilor din Parlament. Votul de investire nu a mai fost în sala de plen, unde ar fi trebuit să se strângă la oaltă câteva sute de parlamentari, funcționari și personal tehnic, ci a fost amenajată special o sală în care parlamentarii au intrat unul câte unul, deși la ușă stătuseră la coadă fără să respecte distanța. Acolo sunt urnele. Să stă la coadă ca să se intre. După votul din Parlament, miniștrii au fost chemați la Palatul Cotroceni pentru depunerea jurământului. În sală au intrat pe rând, s-au dezinfectat, și-au pus mănuși și au semnat jurământul de învestire. Mapa cu documentul rămâne pe masă fără ca președintele să le strângă mâna miniștrilor așa cum se obișnuia. Aceștia au primit instrucțiuni să iasă din sală fără să se apropie de președinte. Stați cât mai mult acasă, nu faceți vizite și nu scoateți copiii la plimbare pe afară decât în propria curte. Contrar unor zvonuri, cei mici nu sunt doar purtători sau transmițători ai noului virus, ci se și îmbolnăvesc de coronavirus, dovada un băiețel de 1 an îngrijit la Iași. Pediatrii spun că și cei mici pot face pneumonii grave și vor da boala mai departe adulților. Un medic român din Nevada, apropiat de Mihai Neșu, spune că oprirea voluntară și imediată a circulației oamenilor este singura șansă de a controla epidemia. E o regulă unică și foarte clară, spune Alexie Ionache, medic de boli infecțioase aflat de 30 de ani în cel mai mare spital din Las Vegas, Nevada. Stați departe unii de alții, chiar dacă vă știți sănătoși. Virusul știți bine că se transmite prin contact, toată lumea să stea acasă, nu mai există contact între oameni 2-3 săptămâni, oamenii și-au o vacanță de Paști de 3 săptămâni acum
și încearcă să rezolve problema. Din nefericire, în România sunt încă părinți care trăiesc cu falsa impresie că cei mici nu se îmbolnăvesc de coronavirus. Pot avea nevoie de spitalizare și chiar de terapie intensivă. Pot face forme de boală mai grave sau mai puțin grave. Sigur că statisticile sunt statistici până când copilul grav este al tău. Dacă nu ne pasă de ceilalți, măcar să ne pese de ai noștri de acasă. Suntem în spațiul de joacă din curtea Institutului pentru Ocrotirea Mamei și Copilului din București. Arată exact așa cum ar trebui să fie orice parc din țara noastră. Gol! Să țineți copiii acasă este cel mai bun lucru pe care îl puteți face nu doar pentru ei, ci și pentru toată familia, pentru vecini, pentru apropiați și pentru întreaga comunitate. Limitați orice ieșire în afara casei și restrângeți contactul uman. Aici, în spatele meu, vedeți un cort alb pentru triaj proaspăt instalat de Crucea Roșie și care își va intra în curând în funcție. Toți părinții primesc un chestionar înainte să intre în clădire, iar dacă răspunsurile și o parte din simptome susțin varianta infecției cu COVID-19, copilul și tutorele rămân în cortul de izolare. Aici vor aștepta părintele și copilul până când din spital va coborî un medic echipat complet împotriva riscului de contaminare. Va avea loc o consultație și dacă se dovedește că există o suspiciune de infecție cu coronavirus, doctorii vor chema reprezentanții Spitalului de Boli Infecțioase și ai Direcției de Sănătate Publică. Acest echipaj va prelua micul pacient și îl va duce mai departe pentru testări. Avem un copil mic care trebuie și el scos la aer, dar preferăm să-l scoatem pe balcon, nu să ieșim ca nebunii pe stradă. Stăm acasă este mesajul acestor copii către adulții responsabili. Zeci de români aflați în vacanță în Italia sau la tratamente medicale au ajuns în România la bordul unor avioane militare. Ai noștri nu mai aveau alte soluții de a ajunge acasă după închiderea granițelor din peninsulă. În toată țara sunt mii de români veniți din Italia care au intrat automat în centre de carantină înființate în tabere, hoteluri sau pensiuni. 17 români aflați în Italia au ajuns în România la bordul unor avioane Spartan ale Ministerului Apărării Naționale. Aeronavele sunt pregătite special pentru aceste transporturi, iar echipajele poartă în permanență costume de protecție. Ajunși la Otopeni, românii, unii dintre ei turiști sau aflați în Italia pentru tratamente medicale, au fost preluați și plasați în carantină. La fel se întâmplă cu toți cei care au venit în ultimele zile din peninsulă. Din cei aproape 2400 de români plasați în carantină, în România 90% dintre ei provin din Italia. Restul sunt din Spania, Franța sau Germania. În Constanța, la un hotel, sunt cazați peste 30 de români veniți din Italia. Dar condițiile sunt ok. În toată țara, autoritățile medicale folosesc tabere școlare, pensiuni sau hoteluri pentru a-i caza pe cei care intră în carantină. Asigurăm populația că instituțiile de abilitate au luat toate măsurile necesare pentru implementarea a oricăror măsuri de protecție împotriva răspândirii virusului. Acestea se aplică, iar vecinii, populația, din punctul nostru de vedere, nu au motive de îngrijorare. Ministerul Afacerilor Externe nu exclude programarea unor noi curse speciale aeriene cu avioane militare pentru a-i aduce acasă pe românii non-rezidenți din Italia, care nu au altă soluție de a ajunge aici. Oficialii pun la dispoziție și un număr de telefon pentru românii din Italia aflați în această situație. Autoritățile din Ungaria au stabilit trasee rutiere pe care este permisă tranzitarea acestei țări pentru cetățeni sau transportatori care vin din alte state, cu excepția Italiei. Astfel, potrivit Ministerului nostru de Externe, Ungaria a lăsat deschisă o singură frontieră la granița cu țara noastră. În plus, pe fiecare rută există un număr limitat de benzinării și de parcări. Astfel, românii care vor să treacă prin statul vecin pot ieși doar prin Vama Nădlac și până la Budapesta pot opri doar la Szeged și la Kecskemét. Pentru a merge, de exemplu, în Austria, vor avea la dispoziție tot două benzinării. Autoritățile au mai transmis că poliția din Ungaria va monitoriza respectarea acestor dispoziții. Spania, țara în care trăiesc peste 800.000 de români, a decretat stare de urgență pentru cel puțin două săptămâni, după ce numărul celor care s-au îmbolnăvit cu coronavirus a crescut dramatic. Sunt cel puțin 139 de morți, aproape toți la Madrid, și peste 6.000 de persoane infectate. Bilanțul celor infectați a crescut într-o singură zi cu 1.500 de cazuri.
Cea mai gravă situație din Spania în epidemia de coronavirus este la Madrid, unde s-au înregistrat mai mult de jumătate dintre cazurile de îmbolnăviri din țară. Sunt peste 2600 de persoane infectate și aproape 90 de decese. Premierul spaniol a decretat stare de urgență și face apel la responsabilitate. La victoria depinde de cada uno de nosotros, en nuestro hogar, en nuestra familia, en el trabajo, en nuestro vecindario. El heroísmo consiste también en lavarse las manos, en quedarse en casa y en protegerse a uno mismo para proteger al conjunto de la ciudadanía. Spaniolii aprobă măsurile autorităților, dar le consideră tardive. Opino que me parece perfecto que se decrete el estado de alarma. Lo que pienso es que se debería haber aplicado mucho antes. Hace una semana, cuando se conocieron los datos de Italia, cuando Italia decretó el estado de alarma, nosotros tenemos que haber pensado que quizá era el momento de decretarlo. Românii care muncesc în Madrid au înțeles că singura soluție de a se feri de infecția cu coronavirus este să stea în case. Am suspendat activitatea biroului la care lucram. Am ieșit doar la cumpărături. Am cumpărat strict necesar și stăm în casă. Ne uităm la televizor. Bine, e puțin stresant să știi că oricum dacă ieși pe stradă nu ai unde să mergi. Barurile sunt închise, restaurantele sunt închise, magazinele, doar cele alimentare mai sunt deschise. Dar nu, pe baza bună trece pericolul sau cum era. Alina este medic de familie în Spania de mai bine de 10 ani. Spune că lucrează în ture istovitoare la o clinică din Madrid. Stresul este destul de mare. Nu pot să spun că e panică, ci doar că începe lumea să-și dea seama de situație și să-și ia măsuri de precauție. Toți trebuie să ne izolăm în domicilii. Am ajuns într-un moment critic în care nu mai trebuie să diferențiem pacienții de oamenii de rând. Totuși, sunt și românii relaxați, care în aceste condiții ies la iarbă verde. Nu am avut acces într-o zonă de munte, ca să zic așa. Acum mergem în altă parte. Dar n-ar fi trebuit să stați în autoizolare la domiciliu? Ar fi trebuit să stăm la domiciliu, dar nu s-a dat... Adică nu suntem obligați. Eu, de exemplu, am teama asta și e normal să fie așa. Dar uite că nu suntem destul de responsabili și chiar și așa ieșim un pic la aer, nu să stăm numai în casă. Dar undeva totuși... unde este izolat, unde nu este nimeni. Ministerul Afacerilor Externe din România îi sfătuiește pe românii care se află în călătorie în Spania să se întoarcă repede în țară. Europa a devenit epicentrul pandemiei de coronavirus. Franța a redus numărul curselor aeriene și a impus restricții în privința adunărilor publice. Danemarca și-a închis granițele, iar peste ocean, președintele american Donald Trump a decretat stare de urgență. În Italia, cel mai recent bilanț indică 1441 de morți și peste 21.000 de îmbolnăviri. Italia aplică o nouă serie de măsuri severe. De astăzi sunt suspendate toate zborurile civile de pe mai multe aeroporturi principale din Italia, printre care Roma, Bergamo sau Florența. Iar de luni se vor opri zborurile și de pe aeroportul din Milano. Suspendarea nu va afecta însă cursele în regim de urgență pentru situații medicale grave. În condițiile în care Italia se blochează din ce în ce mai mult, italienii izolați în case se încurajează cum pot. Danemarca este un alt stat european care și-a închis în totalitate granițele, în pofida recomandărilor de la Bruxelles de a nu se recurge la astfel de măsuri. Situația devine tot mai gravă și în Statele Unite, unde guvernul federal a aplicat măsuri drastice. To unleash the full power of the federal government in this effort today, I am officially declaring a national emergency. Two very big words. The action I am taking will open up access to up to $50 billion of very important and a large amount of money for states and territories and localities in our shared fight against this disease. În Statele Unite sunt confirmate peste 1200 de îmbolnăviri cu noul virus și peste 30 de decese. Conducerea Apple a decis să-și închidă toate magazinele din lume, cu excepția Chinei, timp de 2 săptămâni, pentru a combate răspândirea coronavirusului. Cele din China s-au deschis după aproape 2 luni de blocaj, întrucât situația de aici se ameliorează. În ultimele zile au fost semnalate tot mai puține decese sau îmbolnăviri. În Spania, patronul lanțului de magazine Zara a decis să pună lacăt temporar pe toate magazinele de aici. Pe fondul acestor măsuri drastice aplicate de guvern, oamenii de știință
se tem și de alte epidemii și consideră că vaccinarea ar fi soluția. The one thing that is evolutionarily certain is that we will continue to have outbreaks of new and novel infectious diseases. And in fact, with increasing population, with increasing environmental destruction, we are likely to see an accelerating rate of these types of outbreaks. Și alte țări din afara Europei iau măsuri de izolare. Canada a închis parlamentul și a interzis acostarea vaselor de croazieră. De asemenea, majoritatea țărilor din America de Sud au suspendat toate zborurile de pasageri venite din Europa. Venezuela, țară aflată într-o profundă criză socială, a anunțat primele două decese din cauza coronavirusului, iar Noua Zeelandă a anulat ceremoniile de comemorare a victimelor masacrului de la moscheea din Christchurch de acum un an, tot din cauza COVID-19. De teama coronavirusului, faimosul actor Orlando Bloom a decis să părăsească de urgență filmările din Cehia și a luat primul avion spre Statele Unite, acolo unde are o reședință. A spus că va rămâne în locuința sa timp de 2 săptămâni în autoizolare, chiar dacă nu are niciun simptom al COVID-19. Vedeta britanică a reușit să ajungă în Statele Unite înainte să intre în vigoare restricțiile de călătorie impuse de guvernul federal american.